digitalizare de zi se va depune de către fiecare spital în parte lista investigațiilor, da, și modul de cheltuire a sumelor alocate pentru fiecare tip de spitalizare de zi. Și ne interesează aici consumul de medicamente. Deci, casa va monitoriza atât pe spitalizare continuă, cum am spus mai devreme, cât și pe spitalizare de zi, consumul de medicamente privind alocarea către pacienți. Din punct de vedere al problemelor ridicate la pacienții pensionari până în 700, internați cu rețete, situația respectivă a fost reglementată, și anume faptul că numai pentru o boală cronică confirmată, medicul de familie poate emite rețetă atunci când pacientul este internat. În așa fel încât să nu mai existe probleme privind vina medicilor de familie care prescriau rețete în timpul internării. Cu privire la medicina dentară, am spus că în acest an vom contracta servicii de medicină dentară cu o sumă orientativă în acest moment de 2000 de lei per medic. Urmează să vedem la alocarea bugetului, dar se discută de această sumă în acest moment. Cu privire la medicamente cu și fără contribuție, din punct de vedere al normelor, există modificarea prescripției medicale fracționate. Adică, cu alte cuvinte, se pot elibera medicamente din toată rețeta, chiar unul sau două medicamente sau mai puțin, și se pot, dacă o farmacie nu deține medicamentul respectiv, se poate apela la altă farmacie. Deci această fracționare va fi acceptată în acest an. Din punct de vedere al programelor naționale, pot vă spun că nu există modificări în acest an. Toate programele se vor derula prin circuit închis și prin circuit deschis. Singura precizare este faptul că, din punct de vedere financiar, atât pe oncologie, cât și pe hemofilie, post-transplant, diabet, asta vor crește cu aproximativ 15%, va crește bugetul pentru anul acesta, 2014. Pentru furnizorii de servicii medicale clinice, modificările constau în faptul că furnizorii vor încasa coplata numai în cazuri speciale, și acest lucru este valabil și pentru ceilalți furnizori. Deci va fi precizată în mod foarte clar obligația de a nu mai încasa sume peste valorile respective. De exemplu, pentru dispozitive medicale, coplată în spitale, pentru medicii specialiști și așa mai departe.